În urmă cu peste 20 ceva de ani într-o biserică din România, când se dădea cina Domnului, cel care împărțea cina era un frate prezbiter și proroc. Și a ajuns la o soră care a întins mâna să ia. Și prezbiterul s-a plecat și a zis: soră, îmi spune Duhul Sfânt că ieri când te-ai enervat pe găinile tale, ai zis la o găină: du-te în corhaz. Nu-i înjurătura asta. Știți ce înseamnă corhaz? Spital. E un regionalism. Dar ai spus vorba aia la nervi, la mânie, și îmi spune Duhul Sfânt că nu ești vrednică să iei cină.